Salutare, guys! Am ieșit la plimbare cu copilul. Dar mai dăm un iau. Da, da. 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 Și ne plimbăm prin oraș ca să ia aer și să obosească. Mai facem poze, bem o cafea. Alex este în spatele camerei. Alex, zici și tu ceva. Ceva. Ai zis ceva? Ceva. Vorbește-le. Vorbește, mate, să zicem pentru toată lumea. Da, observ. Te dau mai încet? Ce-i acolo? Ce-i mama? Celălalt. Da, vrei să ne dăm un ăsta? Ăsta nu-i murdar, ăsta e curat. Acolo vrei? Da, ne plimbăm pe aici. Profităm și de această alee din Șișmigiu, care practic ne dă opțiunea să lăsăm pe Mati liber și să alerge cât vrea, fără să ne fie frică că fuge pe stradă în trafic, gen. Că pe trotuar pe stradă nu prea putem să lăsăm încă să meargă chiar așa cum vrea el. Așa că pe aici lăsăm căsuce prin frunze, aleargă, adună frunze de pe jos, se tevălește pe jos. Cam din astea face. Bine, acum merge cărat de his servant, domnul Iosif. Odo. Master Iosif. Fodor. Master Iosif. No, 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 no. Am rămas blocați cu căruciorul. Vrei să-l calc? Așa. Gata. Am reușit. Mai avem o roată. Sper că... Ai luat și oglinda aia omului. Omul să nu parcheze că eu am nevoie de 1,5 metri. Da, 1 metru e. Bine, să nu e 1 metru. Deci eu nu să mă apuc în cor. Alex, acum s-a enervat că a parcat domnul ăsta aici și a ridicat și ștergătorul. Băi, be, nu știu cât am e ce. De ce ești nașpa și parchezi aiurea pe trotuar și mai oamenii să treacă cu căruciorul? Vreți să mergem pe stradă cu căruciorul? Păi, sincer, adevărul este că înțeleg că nu sunt locuri de parcare în București. Chiar înțeleg complet treaba asta. Și chiar și înainte să am copil, parcam în așa fel încât să las spațiu. Într-adevăr, poate nu eram atât conștientă de treaba cu căruciorul, dar îmi imagine, că nu mă gândeam, băi, să las spațiu de un cărucior de copil. Dar îmi imaginam să las spațiu de un om cu bagaje, cu plase, cu oamenii mei au chestii de cărat, de ce să trească să se ducă pe mijlocul străzii? Și lăsam întotdeauna spațiu.
Acum clar îmi imaginez mărimea unui cărucior și la spațiu de un cărucior. Dar chiar e super frustrant să vrei să mergi frumos pe trotuar cu copilul tău și să trească tot timpul să mergi printre toate eșapamentele pe mijlocul străzii. Pentru că efectiv nu ai spațiu să mergi cu copilul. Te miri că de ce ai mașina zgâriată. Te miri și că de ce ai mașina zgâriată, te miri și că n-am mai sunt șoferia care te claxonează că mergi pe marginea drumului, pe unde să mergi, că nu am pe unde, efectiv. Deci, na, trebuie doar mai multă înțelegere și să ne mai gândim un pic și la ceilalți, atât tot. De aici am venit la Second Cup, la universitate. Ne-am luat două London Fab, care practic este ceai negru cu cafea. Nu, ceai negru cu lapte, nu cafea. Da. Și acum suntem mai stă cu Piticu care își mănâncă un biscuite. Ce faci? Îți place ciuțul lui taică tu? Îți place aici la universitate? Îmi pare că îi place școala. Mami! Îți place școala? Eu! Măi! 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 Te joci cu internetul? Măi! Te joci cu toată lumea? Salut pe toată lumea! Măi! Nu am apucat să vă povestesc, dar în seara asta plecăm la Nostalgia și plec cu Alexandra, colega mea din liceu, așa că o să fie super nostalgia cu ea, o să fie Girls Night Out și abia aștept. Și cred că mi-a venit și Uber-ul.